Romgaz, companie din domeniul energetic, cel mai mare producător și furnizor de gaze naturale din România. A obținut rezultate similare cu T1 2020, grad de îndatorare mic, o lichiditate curentă foarte bună, o creștere a datoriilor curente de 28%. Din păcate, în raportele financiare nu se precizează care este cauza acestei creșteri de datorii pe termen scurt, la fel cum nu se precizează nici că de ce au crescut datoriile pe termen lung. Acestea sunt indicatorii principali ai companiei, conform rezultatelor financiare. Totodată, ni se spune că Romgaz prognozează pentru 2020 o scădere cu 20% a profitului ca urmare a majorării producției brute cu 11%. Și declarația sună în felul următor: programarea unei producții brute cu mai mari cu 11,2% față de cea realizată în anul anterior generează creșterea consumurilor de materiale, piese de schimb, consum tehnologic, obiecte de inventar, combustibil, al altor elemente de cheltuieli variabile, cât și volumul lucrărilor și serviciilor prestate. Iată și un print screen cu valorile în funcție de materiile prime extrase, gaz metan,